Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție România în Realitate. Discutăm astăzi despre situația halucinantă de la spitalul Foișor. Vedem ce s-a întâmplat mai exact acolo și în ce stare se află pacienții evacuați în miezul nopții. De asemenea, vom afla și câte persoane, câți pacienți bolnavi de COVID se află în acest moment acolo, la spitalul Foișor. Iată, am primit în urmă cu puțin timp și o informație că doi pacienți COVID au murit, unul în drum spre spital. De fapt, mai multe detalii ne dă chiar acum domnul Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Vă mulțumesc, bună ziua, că ați acceptat să veniți aici în platoul România în Realitate. Domnule Barbu, o situație extrem de dificilă. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Cel puțin în România nu și în nicio țară civilizată, ca pacienții să fie evacuați până la 1 noaptea, luați de aparținători în mașină. Am văzut acea imagine halucinantă când un aparținător i-a făcut loc în portbagaj unei doamne pentru că nu avea cum să o transfere altfel. Da. Aș vrea să corectez. Nici la ora 2 noaptea nu se terminase. Încă mai erau pe drum pentru că pe noi ne-au sunat familiile că dacă nu ajung prea târziu. O parte dintre ei au fost opriți chiar de poliție, de filtrele de pe traseu. Nu aveau niciun document, nu aveau nici declarație. Până la urmă, polițiștii au înțeles și au lăsat să treacă. Când au ajuns la spital, au ajuns unii dintre ei, să știți, destul de târziu. Și la ora 2 încă se mai făceau transferuri. Deci mai erau pacienți care plecau din spital. A doua zi dimineață, la fel, au mai fost pacienți care au plecat dimineață. În jur de 9 pacienți, din datele pe care le am, au plecat în cursul dimineții, de a doua zi. Abia după prânz au sosit, în jurul prânzului au sosit primii pacienți transferați de la spitale din București în terapie intensivă. Din primii 4-5 pacienți, după 7-8 ore, 2 au decedat. Probabil, noi suspectăm că plecarea, transferul pacienților a fost făcută la presiuni fără ca medicul curant să aibă posibilitatea să evalueze corect dacă pacientul putea fi transferat sau nu, pentru că noi știm de ani de zile, inclusiv transferul de la un spital la altul trebuie autorizat de către medicul curant. Nu se pleacă, pacientul nu face un pas din spital decât dacă medicul acceptă transferul și e firesc. La fel și în străinătate, când se trimit pacienți în străinătate, medicul curant dă acceptul de transfer. Deci și aici la fel trebuia să facă. Nu s-au făcut astfel de formalități, presiunile au fost atât de mari pentru că ei trebuia să justifice, să se grăbească, să ocupe cât mai repede spitalul, pentru că, vezi, doamne, trebuia să justifice de ce au externat pe timpul nopții. În acest moment, câți pacienți COVID sunt la spitalul moment, Foișor? În acest moment, pe secția de terapie intensivă de la Foișor, care are o capacitate de 24 de paturi, dotată ultramodern, sunt 18 ocupate. 6 sunt libere de ieri. Da, de ieri încoace sunt continuu 6 paturi libere. Domnule Barbu, autoritățile au dat vina pe managerul spitalului că ar fi îngreunat toată această operație. Este o minciună. Pentru că se știa Este o minciună. Este o scuză a lor. Nu, managerul nu s-a pus problema de așa ceva. Noi discutăm posibilitatea, pentru că și dumneavoastră ne-ați ajutat presa, și noi, asociațiile de pacienți, și nu e vorba numai de asociația noastră, ci e vorba și alte, aproape toate asociațiile de pacienți, am pus problema văzând statisticile cu rata mortalității comparativ cu 2019, unde avem atâtea zeci de mii de oameni morți de alte boli, da? Iată, studiu făcut de UMF Carol Davila, da, în luna, pentru pacienții, mortalitatea pe luna februarie arată foarte clar. Pacienții mor, în primul rând, de alte cauze și mor și de COVID. E foarte, și aici avem o dramă. Problema noastră este de ce dăm atenție doar COVID pe zona unde este puternic finanțat, da, și acoperă în felul ăsta debandada financiară și cheltuielile care se fac în sistem, iar pe restul patologii lăsăm pe oameni să moară, dar mai mult, din evaluările noastre, și sper că în perioada următoare să putem să contractăm niște servicii de consultanță, să putem să facem și un studiu social. Avem foarte mulți pacienți care rămân cu sechele, cu invalidități, care vor crește costurile sociale în perioada următoare, pe iată, până an de zile, pentru faptul că nimeni nu s-a îngrijit să mergem la cauză, nu la efect. Ceea ce s-a întâmplat la Foișor, s-a mers în stil pompieristic, fără o analiză foarte exactă, pe cauză, nu pe efect, nu pe cauză.
Discutăm din luna noiembrie că Ministerul Sănătății face reforme, încearcă să angajeze oameni. În sfârșit au angajat câți oameni foarte capabili în sistemul de asigurări de sănătate din minister. Problema noastră este că ministrul nu îi ajută, pentru că e nevoie de o relaționare în întregul minister. Nici acum n-a terminat organigrama ministerului, da? Și practic fiecare direcție acolo este izolată, că nu se poate relaționa. Și închipuiți-vă, noi atragem atenția, domnule, haideți să facem. În primul rând, avem o criză mare de specialiști, iar societățile medicale profesionale, cu toate, ați văzut foarte bine, cu toată deschiderea, cu toată bunăvoința, și avem niște specialiști extraordinari, au atenționat. Dom'le, nu avem resurse umane, hai să le formăm repede, specific, pentru că, iată, în terapie intensivă, cu coordonarea unui medic specializat pe terapie intensivă, poți specializa rapid, în câteva luni de zile, alte categorii de specialități medicale, ușor înrudite, care pot să preia sub supravegherea celorlalți medici activitatea de terapie intensivă. Că aici este o mare problemă. Nu avem, în primul rând, medici de terapie intensivă sau oameni care să aibă o activitate în secția de terapie intensivă să avem. Plus de altă, aveam timp să cumpărăm aparatură pentru secții, să amenajăm o secție de terapie intensivă cu 20 de patru se poate amenaja într-o săptămână. Am discutat cu arhitecți, cu oameni cu experiență, cu firme care au făcut astfel de amenajări. Deci trebuia să... Și în spitale care au spații libere unde puteau fi amenajate astfel de secții. Deci atât aveam resursă umană, aveam soluții, existau soluții de dezvoltare. Stăm într-o sută de paturi de terapie intensivă. Știam că va veni valul 3 care este mai virulent. Și știm asta, aveam repere în Franța, în Spania. Și din ce am înțeles, există și o secție externă de la Matei Baj la Pipera, care nu este dată în folosință. Este de un an de zile, este dacă de nu la, da, am înțeles că e de la Victor Babeș. Da, avem acolo... Chiar dacă spun unii că condițiile de terapie intensivă nu sunt grozave acolo, bun, dar decongestionam spitale care îngrijesc pacienți nu neapărat pe terapie intensivă. Sunt și alte categorii de pacienți care, dacă nu îngrijim corect, atenție, vor intra în terapie intensivă. Hai să vedem care e cauza pentru care pacienții ajung în terapie intensivă. Nu sunt îngrijit pe ce? De la medicul de familie nu-l sprijinim, nu i-am dat niciun ban în plus ca să-și cumpere echipamente și să-și mai angajeze o asistentă medicală, că nu poate singur medicul de familie. Și doar cu o asistentă să asigure și restul pacienților cronici, să asigure pacienții acuți, să asigure și pacienții COVID care au nevoie de o îngrijire aparte. Iată, medicul de familie nu a fost luat în echipă. Da? Medicul din ambulator, sunt clinicile private la care nu au fost antrenate în acest sistem. Aveam capacități și de personal, și de spații, și de spitale, și de materiale, și existau și bani, pentru că oricum banii se cheltuiesc ca iure acum. Da? Se dau bani la spitale care, în care personalul medical nu are ce face. În schimb, am venit și am sufocat medicii, mai ales pe cei de terapie intensivă și cadrele medicale din terapie intensivă, dar iată și pe secțiile de COVID, i-am sufocat cu activități, oamenii ăștia sunt epuizați și nu e glumă, da? Oamenii ăștia plâng după ce ies din serviciu, oamenii ăștia sunt epuizați, oamenii ăștia divorțează, oamenii ăștia nu mai își văd copiii, deci iată și efecte în plan social, dar omul ăla nu mai e capabil să îngrijească de calitate un pacient, să fie foarte atent la detalii. Ei, închipuiți-vă, iată efecte, la ministrul nostru se lamentează în tot felul de chestii că el înlătură corupția. Cu ce înlătură corupția? Pentru că nici în mandatul trecut mai rău a zăpăcit sistemul în ce privește corupția. Iată concursurile de manager. Câte fraude s-au făcut după dispozițiile date de el. A schimbat consiliul de etică din spital, care, iată, nu mai avem reprezentanța ai societății civile în consiliile etice din spitale. Multe alte lucruri care el le-a schimbat, de fapt, mai mult le-a zăpăcit. Dar nu le-a făcut profesionist. Și acum, iată, în continuare, în loc să facă, să elimine cauza, să prevenim ca pacientul să ajungă în terapie intensivă, sau dacă până la urmă, să spunem, virulența ne împiedică să reducem acest număr de pacienți, măcar trebuia să asigure niște secții de terapie intensivă în plus. Chiar dacă le dubla, tot merita. Oamenii, viața oamenilor contează foarte mult. Dar, iată, nu le ajutăm pe medicul de familie, nu-i dăm bani ca să-și cumpere echipamente, nu-l protejăm. Spitalele le supra-solicităm pe unele, dar pe altele le lăsăm
pur și simplu n-au ce face, da? Și iată unde s-a ajuns. Și venim cu măsuri pompieristice ca și la Foișor. Și să știți că mai sunt spitale vizate, da? Erau spitale vizate ca și Foișorul de Foc. Da? Sunt legăsiți, iată, Institutul Fundeni. E în aceeași situație ca și... Asta da? Vreau să vă întreb, pentru că, iată, spitalele sunt pline, urmează să vedem și alte unități medicale să se transforme în spitale COVID, mai exact nivelul 2 și 3 și, surpriză, ce să vezi, pe acea listă cu nivelul 2 și 3 se află spitalul Funden, de exemplu, sau Malaxa. Malaxa oricum este COVID și este foarte bine, acolo am discutat cu personalul medical, cu medicii. El funcționează foarte bine Malaxa pe regimul ăsta. Dar ce se va întâmpla dacă, Doamne ferește, va deveni Fundeniu? Problema noastră este, iată, Spitalul de Urgență de Oftalmologie. Este și el pe lista domnului Voiculescu de a face COVID. Institutul Clinic Funden, Dumnezeule, păi acolo nu poți să faci așa ceva. Deși ei și acolo tratează și pacienți COVID. Ce ar însemna acest și lucru? Și la Foișor, doamne, ce nu știu oamenii și sunt dezinformați de către această armată de piariști ai unora, nu știu că la Foișor s-au tratat pacienți cu COVID, dar pacienți ortopedici. Da? De ce? Atunci ce facem pacientului cu COVID dacă are și o problemă ortopedică? Da? Nu-i mai tratăm problema ortopedică? Dumneavoastră știți câte cantități de antiinflamatoare iau oamenii ăștia până să se interneze? Știți cât sunt pe lista de așteptare pentru intervenții, fie pe genunchi, fie pe șold? Și știți cât iau antiinflamatoare? Iau pe terapia durerii, tot felul de medicamente și au distrus rinichii, ficatul, pancreasul, intestinele, stomacul. Pentru că iau tratamente pentru că e o durere groaznică pe os. Da? Și ei spun că nu e urgență. Cum să nu fie urgență când omul ăla stă la pat, are o anumită vârstă, este imobilizat, face tromboembolii, da? Care, embolii venoase care ajung la inimă, la mezenter, ajung la plămâni și așa mai departe, la creier. Deci iată câte efecte, deci o afecțiune ortopedică, ce poate să facă? Plus de alta, oamenii sunt în staze, ei nu se pot mișca, stau culcați tot timpul, se încarcă pulmonar, fac pneumonii. Da? Iată câte alte cauze poate să ducă această boală ortopedică, dacă nu e rezolvată. Că omul trebuie să se mobilizeze. De tranzit intestinal la pacienții cu probleme de șold, ce să mai vorbim? Că nici nu se pot ridica la marginea patului și tranzitul intestinal este un dezastru. Deci îi nenorocim pe acești oameni, ținem într-un chin fantastic că cineva își manifeste niște ambiții de răzbunare, că aici este o răzbunare, dacă vreți, din datele pe care noi le avem, pentru că managerul Stoica n-a făcut de așa natură încât să vină cu personal să preia spitalul de la Pipera. Nu era nevoie de așa ceva, pentru că aici avea un sistem echilibrat. Spitalul Foișor este unul dintre cele mai organizate spitale, dacă vreți, ca și municipalul, ca și Floreasca. Deci avem manageri de excepție la aceste spitale, da? Repet, Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, exact. Spitalul Elias, exact. Spitalul Victor Babeș. Deci avem manageri de excepție acum, în momentul ăsta, inclusiv la Spitalul Foișor. Ați văzut de ce că se cere demiterea managerului spitalului? Reveniți... USR Plus a cerut demiterea managerului spitalului? USR Plus să ceară în primul rând demiterea acestui incapabil de ministru, că nu pot să folosesc alte cuvinte mai grele. Deci este un oportunist ordinar. Eu l-am sprijinit în prima fază că am crezut că are intenții bune, că mi s-a părut că e de bună credință. Dar cu timpul, iată, în ultimele luni, încercând să venim, pentru că noi asociațiile de pacienți suntem oamenii cu nevoia. Noi cunoaștem foarte bine nevoia și drepturile pacientului. Și atunci am vrut să venim și cu soluții, inclusiv de reorganizarea structurilor spitalelor, de reorganizarea corpului de control al ministrului Sănătății, de reorganizare. Iată, au fost atrași în sfârșit și niște specialiști în asistență medicală în minister. Deci lucrurile începeau să meargă bine, numai că acest ministru nu are capacitatea de înțelegere și nu poate să-și facă echipă cu oameni competenți. A adus o parte dintre consilieri de care se tot vorbește, sunt oameni de înaltă ținută și morală și profesională, dar i-a înțesat cu incompetenți. Lina Eftimie, cu atât mai mult cu cât invitatul său este chiar Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bun găsit, Alina!
Bun găsit, Saviana. Discutam aici în platoul România în realitate despre situația pacienților evacuați de la Spitalul Foișor. Știm cu toții ce s-a întâmplat. Mai nou, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spunea că a sunat fiecare pacient în parte, pacienții sunt ok și liniștiți și fericiți. Domnule Barbu, vă întreb, ați discutat cu pacienții, îmi spuneați mai devreme că inclusiv astăzi v-au sunat pacienții și v-au spus că de fapt nu Vlad Voiculescu i-a sunat. Vă rog să-mi spuneți ce ați discutat cu ei. Deci noi toată noaptea evacuării am discutat cu aparținători, dar și cu pacienți din spital și erau indignați de ce se întâmplă. Marea majoritate erau indignați atât pe Vlad Voiculescu, cât și pe Raed Arafat atunci. Și după această reacție a ministrului Vlad Voiculescu... După care, auzind că ministrul... Au fost sunați de ministru? Da, am aflat că ministrul a cerut situația pacienților externați cu lista de telefoane diagnostice, deci au intrat în posesia unor date cu caracter personal, localitate. Ei când îi sunau știau multe despre acel pacient. Dar au fost sunați personal de ministru? Câțiva au fost sunați de ministru. Și unul dintre ei, de exemplu, a spus că ministru, el l-a apucat să zică decât da. Dar îmi spuneați ministrul că ceilalți returna au fost... Una, le spunea că să fie solidar, că se întâmplă, dar zice... Domnul Barbu, dar zice, după ce am vorbit cu ministrul, pe mine m-a apucat durerea că eu am plagă deschisă. Pe mine cine mă pansează acum? Că au trecut 48 de ore de la momentul în care am avut ultimul pansament. Și ceilalți pacienți de cine au fost sunați din minister? Au fost sunați de diverse persoane, doamne în principal. Deci niște doamne, probabil consiliere personale ale domnului ministru. Și ce li s-au spus pacienților? Că, vezi, doamne, trebuie să fie solidar cu cei care au COVID, că mor. Și că spitalul trebuie să trateze întâi, în primul rând, pacienții, prioritar pacienții cu COVID, care sunt, vezi, doamne, ar muri și că de, mai le spunea că de boala lor nu se moare. Și dar care spunea, este starea pacienților evacuați? Păi o parte dintre ei au plecat și cu tuburi de DRN, da? Deci cu pansamente, cei care au operat în ultima perioadă, o parte erau, unei aveau infecții osoase. Și acum cine, acum noi trebuie să preluăm, încercăm să discutăm cu anumite firme de îngrijire medicală la domiciliu și o să luăm legătura cu medicii curanți ca să piloteze de la distanță firmele de îngrijire la domiciliu, pentru că oamenii au infecții osoase. Deci au fost pacienți septici cu infecții osoase, pacienți operați cu cancere pe os, oamenii au nevoie de asistență în continuare pentru că s-au prelevat piese, da, pentru anatomopatologie, să vedem ce tip de cancer. Și unde au fost duși acești pacienți? Acasă. Sunt câțiva care au fost duși în spitale, câțiva au fost externați deja astăzi, dintre cei care au fost transferați, și oamenii sunt acasă acum. Deci o bună parte dintre cei care au plecat pe timpul nopții atunci, știți foarte bine că au plecat fără ambulanțe. Nu înțeleg acest ministru care, vai ce empatic a devenit acum, că nu mai poate el de grija pacientului și sună acasă, personal, da? Mințind în anumite chestiuni, pentru că până la urmă adevărul este la iveală. Deci, cum are empatie când el n-a pus mâna pe un telefon? Ambulanțele, serviciul de ambulanță București, putea să ajute o serie de pacienți care erau în jurul București-Ilfov, da? Putea să-i ducă acasă. Nu avea, trebuia ministrul să-i sune mai degrabă dacă a văzut, sau cei care au organizat, organizarea evacuării nu a fost făcută de spital, a fost făcută de DSU și de DSP. Asta să fie clar, deci astea sunt sigure și aici nu discutăm. Nu, de ce considerați că este ilegal ce a făcut Vlad Voiculescu? Este complet ilegal pentru că a avut acces la date cu caracter personal, este un abuz. Deja avem avocați care lucrează la analiza foarte serioasă pentru că s-ar putea să fie un abuz în serviciu. El nu putea să impună și spitalului. Ce veți face? Păi să vedem ce spun avocații și în funcție de ce spun ei vom face toate acțiunile posibile. E vorba de dreptul pacientului. Nu poți să-l sun, fie și ministru, nu poți să pui o armată de consilieri ai tăi, personali mai ales, nici nu știm dacă cei de la GDPR i-au autorizat să aibă acces la aceste date. Deci avem o legislație privind confidențialitatea datelor personale și mai ales datelor medicale. Da, avem două legi foarte importante, plus a treia legea sănătății. Deci așa ceva este inadmisibil. Mai ales să vii pe post să spui că personal ai sunat pacienții și i-ai liniștit. I-ai aburit, scuzați expresia pe românește, i-ai indus în eroare că oamenii s-au trezit. Azi noapte oamenii aveau dureri, nu știau ce medicamente să iau, au plecat fără medicamente.
Unii fără anticoagulante aveau nevoie de anticoagulante să-și continue actul medical. Ce fac oamenii ăștia? V-am spus, ce fac cei care au anatomie patologică, au prelevate acele țesuturi de os la care trebuie să meargă să-ți facă analiza. V-am spus, acolo se tratau și pacienți cu cancere osoase. Asta voiam să vă întreb. Practic, pacienții cu cancer au fost trimiși acasă. Da, da, da. Mai ales erau pe lista de așteptare și în cursul săptămânii, în fiecare zi, au 60 până la 80 de pacienți, atât în ambulatoriu, cât și pe internare. Dar ce se întâmplă? Am văzut că s-a cerut demisia managerului Spitalului Foișor pentru că ar fi întârziat această intervenție, această evacuare. Este greșit, nu e adevărat. La ora 16:10 am documentul, atunci a intrat dispoziția 16:10. Din momentul ăla managerul a dispus, pentru că nu poți să faci externare fără registrator, că în baza de date trebuie să intre cineva și nu știe, mai ales că este confidențială, doar anumiți oameni pe anumite parole, este o gestionare a datelor cu caracter personal. Deci a trebuit să cheme de acasă și unii dintre ei erau plecați pentru că era weekend. Au trebuit să vină de la distanță înapoi în spital și au venit seara târziu unii dintre ei ca să poată să participe la externarea pacienților. Ca să faci foi de externare, trebuie să le faci cum trebuie, pentru că sunt foarte importante scrisorile medicale și mai ales în condiții de externare forțată. Oamenii trebuie să beneficieze în continuare, pentru că era viața și sănătatea pusă în pericol. Pe urmă, medicii au fost chemați de acasă. Câți pacienți au acolo, închipuiți-vă, sunt foarte mulți medici curant și externarea nu o face al medic, trebuie să facă medicul curant. Au fost chemați de acasă până au venit oamenii, până au pregătit. De-aia a durat atât de mult. Pe urmă, au așteptat că membrii familiei au venit târziu, unii au venit de la 170 de kilometri. Domnule Barbu, noi continuăm discuția la România în realitate. Saviana, mă întorc la tine. Mulțumesc, Alina. Sunt perchezit. O situație extrem, extrem de dificilă, spuneați și dumneavoastră, domnule Barbu, că nu a fost chiar așa cum s-a prezentat această situație, că de fapt nu managerul ar fi fost de vină, pentru din că contra, spuneați dumneavoastră, aveți contra acel document. Ce s-a întâmplat? De ce nu au putut fi transportați toți pacienții cu ambulanța? Asta vedeam la noi 12 noaptea că a venit un domn de la Sibiu să-și ia mama, de la Sibiu. Da. Deci au distanțe mari, Brăila, Galați, de la Piatra Neamț. Deci au venit pe timpul, la două noapte au sosit. Începiți-vă, au făcut 6 ore, 7 ore pe drum. Și de-aia a durat foarte mult. Că se întreba, spunea, dacă au avut atâta nesimțire să spună că din cauza managerului s-au făcut externări la noaptea și două noaptea. Nu, atunci au venit aparținătorii. Atunci au putut, unii nu aveau telefoane. Cei care au fost ținuți până a doua zi, nu au avut telefoane, nu au avut pe cine să anunțe. Până la urmă i-au dus la alte stăteam spitale. Stăteam și mă uitam, erau oameni care ieșiseră din terapie intensivă. Da, cu tuburi de dren. Operați în ziua aia dimineață, o parte dintre ei câțiva. Iar o parte operați cu o zi înainte, unde aveau plăci deschise, doar ieșiseră din terapie intensivă. Unii din terapie intensivă au fost externați. 4 dintre ei au fost externați din terapie intensivă. Direct acasă. Este posibil așa ceva? Doar unul din terapie intensivă a fost transferat la un alt spital. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Spitalul Fundeni, că tot vorbeam, de fapt, spunea și dumneavoastră, sunt mai multe spitale de nivelul 2 sau 3 care pot fi transformate în orice moment în spitale COVID. Sigur. Ce ar însemna acest lucru pentru pacienții care au nevoie de tratament urgent, pacienții care trebuie internați în spital? Și aici vorbim de pacienți de cancer. De cancere. Probleme cu inima, pentru că și CC Iliescu este pe listă. Chirurgia vasculară, care creează de multe, dacă nu e făcută la timp, creează amputații de membre. Avem chirurgia oculară, avem neurochirurgie. Noroc că, iată, în sfârșit, la Spitalul Universitar s-a dezvoltat foarte mult secția de neurochirurgie, care reușește să preia și este și COVID și reușesc ei să gestioneze foarte, să manageze foarte bine acolo, astfel încât unii dintre pacienți cu patologii complexe, cu accidente, cu hemoragii, cu accidente vasculare, hemoragice, acolo e o echipă extraordinară coagulată și bine manageriată, că reușesc să ne rezolve. Dar avem foarte multe alte patologii care, dacă sunt abordate tardiv, oamenii ori își pun viața în pericol,
Ori întârzierea le produce scurtarea vieții, iată în cancere, dar nu numai în cancere, iată avem și în anumite boli digestive, avem eventrațiile intestinale care foarte greu le mai poți înainte. Iată aveam și colentina care avea atâtea specialități medicale, între 30 și 40 de mii de pacienți pe lună trata colentina, acum tratează între 300 și 400 de COVID. Ce facem? Cum gândim? Ce facem cu oamenii ăștia? Haide, uitați-vă la Institutul de Statistică, avem rata mortalității, comparați noiembrie și decembrie și ianuarie. Noiembrie-decembrie 2020, comparați-l cu 2019, unde rata mortalității scădea, deci speranța de viață în România creștea și vedeți ce s-a întâmplat începând din noiembrie, când a fost efectul, da, închiderii spitalelor. Adică împiedicării pacienților cu diverse patologii să mai fie internați. Aveam în fiecare an peste 5 milioane de internări. Peste 5 milioane de internări erau anual. Fie de zi, fie continuu. Păi a scăzut la o treime acum. Dar restul pacienților, ce facem cu ei? Oamenii aveau nevoie de servicii la modul real, pentru că cei de la Casa de Asigurări de Sănătate, dacă serviciul nu era real, era fictiv, nu-l deconta. Deci alea au fost servicii decontate, mă refer la peste 5 milioane de internări. Ce fac oamenii ăștia? Au pierdut, unii dintre ei au pierdut, gata, au pierdut lupta cu moartea, pentru că nu au avut încotro. Alții au rămas invalizi, alții sunt pe viață invalizi, pentru care noi, societatea, va trebui să cheltuim ani de zile de acum încolo pe servicii sociale. Deci sunt niște efecte greu de calculat acum, dar sunt, ce să vă spun, este uluitor. Dar când ne-am apucat să calculăm, să studiem pe fiecare segment în parte de influență, ce a putut influența modul prost de gestionare al pandemiei, dacă până la urmă, să zicem, anul trecut, valul 1, valul 2, valul 1 erau foarte multe necunoscute. Valul 2 deja mai cunoșteam câte ceva, dar nu în totalitate. Dar a fost gestionat mai bine, deci eu am simțit că a fost gestionat ceva mai bine, cu excepții, faptul că s-a luat acea dispoziție de către președintele României și de către domnul Arafat să limiteze activitatea spitalelor și ambulatorului. Ceea ce, la limita de 20, cum au stabilit domnul Arafat și cu domnul Iohannis 20%? Cum au stabilit dumnealor în câteva zile această cifră de 20%? De unde au luat-o? Ce studii de impact au avut? Dar ce studii de, să spunem, de justificare a acestei măsuri? Cum vii cu asemenea cifre fără să ai... Când vorbești de viața și sănătatea oamenilor, niște drepturi fundamentale pentru care orice organism de drept internațional te judecă ca și criminal. Deci nu este posibil așa ceva. Și am zis, bun, a zis că am fost în război, că a fost stare de urgență. Dar de ce am continuat, iată, din octombrie, noiembrie mai ales, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, a fost o stagnare la Ministerul Sănătății, o stagnare peste tot, în toate detaliile. Medicina de familie abandonată aproape complet, lăsată să lupte cu pacienții COVID, dar și cu pacienții cronici. Spuneați mai devreme că ați discutat cu avocații dumneavoastră și că există posibilitatea să îl acționați în instanță pe Ministrul Sănătății pentru abuz în serviciu. Se alătură și pacienții evacuații acestui demers al dumneavoastră? Avem câțiva pacienți care au spus că merg cu noi până la capăt, pentru că a spus că ei n-au înțeles inițial ce s-a întâmplat, au fost revoltați în acea seară. După telefonul Ministrului Sănătății, de fapt, unei doamne, că pacientul de care vorbesc acum a fost sunat de o doamnă, și a fost și o bâșbâială a doamnei respective, încât pacientul a fost derutat, un alt aspect. De în toate ce? Persoanele ce care au sunat au avut o abordare, pentru că doamnele respective nu se pricep la așa ceva. Dacă au fost puse să mintă, n-au mințit. Dar ce a spus pacienții doamnele respective? Au avut o bâșbâială, că pacienții, unii dintre ei, au mai pus și niște întrebări. Ce fac ei? Că aveau durere, aveau ce fac cu tratamentele. Doamne, dacă nu, habar n-aveau de sistem, pentru că nu erau doctori, nu lucraseră în sistem, erau nou venite în minister, le-a dat răspunsuri evazive și oamenii au fost puțin derutați de chestiunea asta, o parte dintre ei. Deci, dacă ministrul, până la urmă, a avut, să zicem, un limbaj de lugu-lugu, așa cumva, mai ales dacă s-a prezentat, eu sunt ministru și am grijă de dumneavoastră, eu știți că trebuie să fim solidari, să moare, suntem în stare de
așa, luptăm cu COVID-ul, nu știu ce. Oamenii au fost inițial influențați, dacă vreți. Au înțeles, dacă mă sună ministrul, înseamnă că e o chestiune interesantă. Nu toți oamenii au un comportament cum avem noastră, eu, față de autorități. Nu le punem pe pedestal. Le respectăm demnitatea. Dar asta nu înseamnă dacă mă sună ministrul trebuie să cadă în genunchi. Acești oamenii nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Când te sună un ministru al sănătății, imediat zici gata. Dar după aia și-au revenit oamenii și au zis, măi, stai puțin, și-au văzut în presă. Presa cum a reacționat la astfel de... Mai ales, iată, să ai acces la datele lor medicale mi s-a părut o copilărie, asta e o gafă. Și noi în fiecare zi discutam mai devreme cu o colegă, dom'le, astăzi, vrem să știm astăzi ce gafă mai face ministrul sănătății. În ultimul timp ne-a obișnuit cu gafele. El nu știa că pacienții sunt, știți foarte bine povestea cu pacienții înhumați, dezbrăcați. Când noi din decembrie, din noiembrie, din octombrie, tot facem tam-tam, dom'le, haide până la urmă, s-a dus starea de urgență. Haide să, că nu se justifică. Exact, și este foarte, foarte ciudat, pentru că există pacienți care au decedat după cele 14 zile. Știm cu toții, medicii spun, după cele 14 zile nici nu mai e nevoie să se testeze cei care au avut COVID, pentru că virusul nu se mai transmite. Nu înțeleg de ce nu s-a întâmplat așa și cu persoanele decedate, pentru că majoritatea persoanelor care au decedat au stat un timp îndelungat în spital, au trecut de acele 14 zile. Am discutat pe tema asta cu epidemiologi, cu medici de medicină infecțioasă, cu medici de medicină internă, pentru că iată, aici avem, de fiecare dată dăm la o parte medicul de medicină internă din tot acest ansamblu de specialități. Am discutat cu medici de medicină legală. Știu foarte bine care sunt protocoalele, da? Există protocoale și la NMCS, deci la Autoritatea pentru Managementul Calității în Sănătate. Avem protocoale la nivelul spitalelor, avem ordine ale ministrului, avem ghiduri la nivel general. De modul cum se face îngrijirea persoanei decedate, da? Care trebuie făcută exact. În demnitate, deci trebuie făcută cu respectul față de corpul uman. Toate îmi spuneau că nu există nicio, și specialiștii nu știu, ne-au spus, domnule, nu există nicio interdicție, în afară de un ordin al Ministrului Sănătății, în care a fost strecurat undeva, printre altele, și chestiuni legate de îmbrăcarea pacientului. Și mai ales era specificat că este interzisă îmbrăcare. Această chestiune a fost cea care a declanșat, iată, acea nebunie, să spunem, acele încălcări ale fundamentale, dacă vreți, ale omului, pentru că și moartea în demnitate și respectul față de persoana decedată face parte din niște drepturi cumva fundamentale, și pentru că ele sunt etice, sunt morale. Și iată, oamenii ăștia au fost nevoiți și am avut rude și eu, am avut prieteni care au fost înmormântați, pur și simplu, așa cum au murit în secția de terapie intensivă, așa au fost și în acei staci, așa au fost duși la groapă. La un moment dat mă sunau aparținătorii și le spuneam, dom'le, măcar puneți-i hainele în coșuc deasupra sacului. Pentru că, iată, noi nu reușim să convingem Ministerul Sănătății. Și se discută, și dumneavoastră presa discutați de ani de zile, de un an de zile, discută preoții, au fost multe ieșiri în presă. Cum de Ministrul Sănătății nu știa că există un ordin și există o practică, mai ales, în a îngropa, a înhuma pacienții dezbrăcați. Că, culmea, se interzicea categoric. Și, în primul rând, nu putea să-i se facă o slujbă. Ca să nu vă spun celelalte chestiuni care prin... Și eu am întrebat, dom'le, cine dintre epidemiologi au dat astfel de, să spunem, Comisia de Epidemiologie de la... Comisia Consultativă de Epidemiologie de la nivelul Ministerului Sănătății. N-au dat acest aviz. Comisia de Boli Infecțioase. N-au dat acest aviz. Păi, dom'le, dacă propriile comisii din minister nu ți-au dat avize și nu i-ai consultat, cine ți-a dat aceste lucruri? Cine ți-a impus aceste prevederi? Am aflat ulterior cine. Cine? De la DSU a venit aproape toate indicațiile, da? Deci acolo s-a lucrat, ce să vă spun? Și eu încep să suspectez anumite intenții. Dar cine credeți că este vinovat pentru ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor? Am văzut că a fost semnat și de comandantul acțiunii de Raed Arafat, dar și de Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Acum noi dăm vina în primul rând pe Ministrul Sănătății. Nu. Acest ordin a fost
emis, da, de comandantul acțiunii. După niște conflicte, după niște enervări, că de ce managerul Stoica nu preia spitalul de la Pipera? Păi cum să-l preia, că era alt domeniu, da? Au medici ortopezi până la medic de boli infecțioase, e diferență mare. Deci a existat acel conflict. Profesorul Stoica, de asemenea, nu s-a opus, dar a spus, domnule, lăsați-ne să terminăm, că spitalul e încă în construcție. Nu, poate nu știați asta, spitalul este încă în construcție. Și din proiect, spitalul, pentru că eu am participat la prima cupă de excavație a acestui spital, firea să fie, și știu foarte bine acest spital. Spitalul are undeva pe fața lui, că acum ce s-a făcut, s-a intrat prin spate, ce ați văzut dumneavoastră. Fața e încă în șantier, nu poți să plimbi ambulanțele și pacienții printre macarale, printre mașini. Au fost probleme cu ambulanțele care au venit cu pacienții, da, dar nu COVID, vina managerului. Fi... Ce să facă managerul? Exact. Pentru că asta trebuia să se organizeze cei de la DSU, să facă transferul, în primul rând, tuturor pacienților cu ambulanțele, inclusiv a celor din provincie. Nu, dar mă refer că ambulanțele nu puteau intra la spitalul pentru a aduce pacienții. Da, COVID. Și erau ținuți pe afară, da, prin bază la 4-5 grade Celsius. Pentru că în față este blocat. Nu poți să pui printre utilaje de construcții, maharale și, mă rog, ce mai sunt pe acolo, aleile care nu sunt terminate. Deci acolo nu se poate. Și acolo se amenajează unitatea de prim urgențe. Arafat vrea să facă, să facă spitalul de urgență, de oftalmologie, să aibă și urgență, în condițiile în care unitatea de primiri urgențe e încă în construcție. Parcarea, aleea de intrare în spital, trebuie să ai un anumit circuit. Acest domn manager, profesorul Stoica, este un om cu o mare experiență. Și nu este niciun PSD-ist, nu e niciun penelist, nu e niciun userist. Este numit manager din 1997. De ce atunci spitalele vrea... aparțineau Ministerului Sănătății. De ce credeți că se vrea demiterea lui? Trebuie să pice un cap? Pentru că este... Și... Nu, pentru că există atât la Ministerul Sănătății o... Dacă vreți, un obicei prost sau o proastă educație a unor oameni, că răzbunarea e mai bună decât orice. La DSU la fel. Dacă nu i-ai cântat în strună cuiva, trebuie cineva la un moment dat să o coace și ți-o așează când trebuie. Asta s-a întâmplat la Foișor. Nu poți să pui un mare, un profesor extraordinar. Și în țara asta nu avem foarte mulți. Avem la școală de ortopedie foarte bună, iată, la municipal, profesorul Cârstoiu, care și-a făcut o școală de tineri medici ortopezi acolo. Avem o școală de medicină, iată, la Floreasca. Avem o școală, doctorul Orban de la Elias, la Bagdazar Arsenie, deci avem niște zone, mai avem și în Iași, în Cluj, în Timișoara, mai departe, în toată țara, niște nuclee, da, școli de mare clasă de ortopedie. Aici profesorul a fost un om care nu s-a implicat niciodată politic. Singurul lui vis a fost să construiască acest cel mai modern spital din Europa de Est și este, a rămas, este acest spital, o să vedeți performanțele lui, acum nu au ce le trebuie, că nu e gata acest spital. Acest spital a fost deschis să funcționeze din 2018, după ce un an și 4 luni, 5 luni aproape, a fost ținut, dotat și blocat. De cine? De Ministerul Sănătății, prin care trecuse și domnul Vlad Voiculescu, da? Și de ASSMB, prin care acolo erau niște oameni în conducere care, mă rog, nu au împărțit zarurile cu profesorul Stoica, pentru că el a fost corect. În spitalul Foișor nu s-a făcut niciun abuz în ce privește achizițiile. Domnule și atunci, Barba, normal că cineva îl invidia, îl invidiau și ăștia șefii lui ierarhici, îl invidiau și alții. Și există, dacă vreți, în orice domeniu, invidie și pe linie profesională. E, aici, profesorul Stoica a fost foarte corect și a spus, domnule, păi, dacă n-are nicio pată, cum se poate? Eu nu pot să aduc tot felul de mijloace. Unitatea de primiri urgențe de la Foișorul de Foc, nu pot să o datez după cum îmi spune cineva de la DSU pe specificații tehnice cu circuit dirijat de achiziție. Eu vreau să fac unitatea de primiri urgențe dotată cu aparatură modernă, da, și luată prin licitație. Și prețurile să fie bune, dar condițiile tehnice trebuie să fie de excepție. Domnule Barbu, aici a creat această nesupunere, dacă vreți, așa cum au fost ceilalți manageri supuși pe achiziții, pe tot felul de... Deci ăsta este motivul pentru care profesorul Stoica este tratat așa cum este. În rest, nu vă spun ce feedback are acest om de la pacienți, dar nu numai, întreaga echipă. Vă rog să întrebați
pe orice pacient care a trecut prin foișor, să vedeți ce vă spun oamenii ăștia. Aș vrea să vorbim puțin și despre ultimul bilanț al autorităților, pentru că iată a venit. Au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 2323 de noi cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 113 decese și în acest moment la terapie intensivă în stare gravă se află 1529 de români. Văd că rata în capitală scade, avem o rată de 6,13 la 1000 de locuitori. În ultimele 24 de ore au fost doar 500 de cazuri. Bineînțeles, au fost făcute puține teste și aici mă refer la 7152 de teste PCR plus alte 5441 de teste rapide antigenice. Testare extrem de mică la noi în țară în continuare. Vorbim de 2000 de cazuri, 2300 câte sunt, însă dacă stăm să ne uităm pe teste, 7000 PCR, 5000 antigenice. Care sunt măsurile în caz, care, dacă vreți, ca strategie? Noi am încercat și am discutat cu specialiștii noștri, dar și cu alți pacienți, dar și cu alte organizații de pacienți. Dom'le, care ar fi strategia corectă pentru abordarea acestei pandemii? În primul rând, trebuie să evităm, normal, răspândirea. Hai să împărțim mijloace. Dacă, să spunem, mai sunt și oameni care s-au săturat de aceste restricții și trebuie să înțelegem și pe ei la un moment dat că nu-i putem arunca din societate. Nu-i putem arunca, domnule Barbu, dar trebuie să luăm măsuri de limitare. Dar, știți, dar iată că nu le luăm. Eu înțeleg pe acei oameni care nu cred în COVID, care nu poartă mască. Nu mă refer la ăștia. Să nu mă afecteze pe mine care cred. Exact, dar eu nu mă refer la ăștia. Fă ce vrei tu, dar nu mergi pe stradă fără mască, treci pe lângă mine, când poate ești infectat. Oamenii ăștia trebuiesc, deci sunt de neiertat pentru că sunt principala cauză pentru ceea ce se întâmplă acum. Dar mai sunt și alte, dacă mergeți, alte situații. Sunt oameni în supermarketuri, în magazine, care la un moment dat merg aproape chiar și vezi că s-au apropiat la o jumătate de metru de dumneavoastră. Exact, exact. La aia mă refer eu, că sunt și oameni care până la urmă nu mai pot realiza stresul și ceea ce se întâmplă. Nu sunt atenți. Deci exact. Se întâmplă și acest lucru și destul de mult. Trebuie să se ia măsuri. Cum poți să spui că la un supermarket, da, după ce că era aglomerație și înainte, pe un număr limitat de ore, acum a redus și mai mult și atunci noi imediat ne-am plimbat prin majoritatea supermarketului și am văzut aglomerații. Doamne, Boar, uitat, mai am mult văzut. De atât, cum poți să deschizi casă lângă casă și ai doar o bară de 50 de centimetri care separă cele două rânduri care stau la coadă la casă și într-adevăr față-spate păstrează distanța, dar lateral nu mai păstrează. Oamenii sunt lipiți, umăr aproape, umăr la umăr. Și încă ceva, mă uitam, am văzut astăzi, la spitalul din Abrud, de exemplu, vă dau un exemplu, medicii caută singuri soluții pentru a salva vieți, spuneau medicii de acolo că sunt pur și simplu terminați, pentru că le mor pacienții în brațe, au dat găuri în pereții spitalului pentru a trage tuburi de oxigen pentru pacienții COVID. În ce vă spuneam mai devreme, pentru că acest ministru știa din noiembrie ce val va veni, știa foarte bine care sunt condițiile, știa foarte bine care este structura spitalului, știa numărul limitat de paturi în ATI, știa numărul limitat de saloane cu posibilitatea de terapie, cu oxigenoterapie specifică. Avea timp suficient, avem spații, existau posibilități de dezvoltare, încât să nu plimbi pacienții de la un spital la altul, de la un județ la altul, sau mai de la București la Iași. Că ați văzut ce se întâmplă cu transferul lor. Și avem această experiență și din valul 1 și din valul 2. Trebuia să facă, să amenajeze cât se poate local, cât mai apropiat de pacient, și mai apropiat de medicina de familie și de ambulator, trebuia să facă acele unități care să îngrijească pacienții pe toate, dacă vreți, secțiunile de prin care pacientul cu COVID trece. Unii sunt asimptomatici, unii sunt simptomatici ușor, alții există risc de complicație și acolo este rolul medicului de familie când trebuie să intervină. Dar, cum spuneam mai devreme, medicul de familie nu are nicio pârghie în chestiunea asta. În plus, trebuie să mai lupte și cu convingerea pacientului, să-l convingi exact, să meargă exact la spital, la timp. Și iată aici se produce cel mai mare dezastru, dacă vreți, pe circuitul pacientului. De la medicul de familie
la unitatea de primiri urgențe. Pacientul când merge în unitatea de primiri urgențe, urgențe acum, stă la niște cozi și la un dat pleacă. Că nu mai poate, deja are bufeuri, are transpirații, are amețele, are o stare oricum, proastă. Unitatea de primiri urgențe s-a transformat în pacienți COVID. Exact, nu mai putem exact, vorbi de pacienți care mult. Vin cu alte da, afecțiuni. Exact, exact. Și atunci ce facem? Noi în loc să limităm, să nu colmatăm spitalele, pentru că această chestiune am discutat-o și anul trecut cu premierul. Și a luat unele măsuri în valul 2. Și a fost foarte bine. Era vorba de premierul Orban. Acum noi n-am mai avut o comunicare cu Ministerul Sănătății, în afară de câțiva consilieri cu care am discutat lucruri constructive și foarte bine și sunt într-adevăr oameni deosebiți. Noi n-am mai putut discuta la ministru. Eu de fiecare dată la schimbarea fiecărui mandat, nu se poate în primele zile aveam contact cu Ministrul Sănătății, cu Voiculescu. Nu. El s-a izolat în palatul lui, cu jargoanele lui, cu gafele de comunicare. Știți foarte bine că da. Atunci gafa săptămânal, acum văd că a început să gafeze zilnic. În fiecare zi. Deci interpretările lui, cu acest populism pe obiectivul lui este să elimine corupția din spital. Păi cum o elimină? Așa o elimină, distrugând sistemul de sănătate și oamenii, murind oamenii. Deci este, el acum l-acuz public de vinovat pentru fiecare mort de acum încolo, pentru că timpul a avut să ia măsuri. Care, mort să nu facem acuzații atât de grave. Domnule Barbu, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să vorbim puțin și de să revenim la Spitalul Foișor și vă spun și de ce, pentru că la câteva zile după ce s-a făcut Spital COVID, Spitalul Foișor a rămas fără acreditare pentru singura bancă de țesut osos la care mai aveau acces toți pacienții români. Două spitale erau în țară cu astfel de bancă de țesut și aici mă refer la Spitalul Clinic Colentina și Spitalul Clinic Foișor. Colentina, știm cu toții, a devenit Spital COVID, mai nou și Spitalul Foișor. Este pusă activitatea de transplant osos, este pusă în cui? E o coincidență ce s-a întâmplat că fix la câteva zile a rămas fără acreditare Spitalul Foișor? O altă gafă a Ministrului Sănătății. Și aici nu putem da vina pe Agenția Națională de Transplant. Este pentru că Ministerul Sănătății nu a pus la dispoziție toate condițiile și reglementările specifice. La noi s-a făcut, într-adevăr, existau bănci de os și la Colentina. Da? Deci ani de zile Colentina a fost singurul spital care a furnizat os, da? și a furnizat pentru transplant de os ceea ce era necesar. Și o echipă tare, o școală de ortopedie la Colentina, vă spun, de excepție. Din păcate, Ministerul Sănătății nu a permis nici Agenției Naționale de Transplant, nu a sprijinit această agenție să se dezvolte și cu structură de personal și cu buget, astfel încât să avem posibilitatea, iată, avem transplantul de piele pentru pacienții arși, la fel. Tot la Ministerul Sănătății au blocat, da, prin lipsa de reglementare, care de suport, dacă vreți, pentru înființarea acestor bănci de os, au fost inițiative de bănci de os și la Iași, la Cluj. Nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu poți, o bancă de os nu se poate face oricum. E nevoie să ai niște reglementări, pentru că știți foarte bine, până la urmă, profesorul Burnei a fost acuzat că folosea os de vită, ceea ce, mă rog, a fost o aberație. Iar din echipa domnului Voiculescu, știți bine că au făcut astfel de acuzații nefondate. Deci e foarte greu să prelevezi osul, să-l conservi, să-l clasifici, da, pe diverse tipuri de os. Acum, profesorul Stoica, din ce am discutat, nu cu dumnealui, dar cu medici din echipele dumnealui, până la urmă, pentru că nu mai avea ce să facă, folosea și substituenți de os, au găsit alte tehnologii medicale ortopedice încât să substituie, dar nu orice os poate fi substituit cu alte materiale. Și pacienții erau amânați, deci practic accesul pacientului la transplant osos este zero la ora actuală. Pentru că în loc să fie ajutați acești oameni, acești specialiști, pentru că principala resursă în sistemul de sănătate, să știți, este resursa umană. Iată de ce nu avem terapie intensivă la nivel ridicat, la nevoile reale actuale, pentru că nu avem specialiști, că n-am avut grijă să-i specializăm, să-i sprijinim, să-i motivăm. Dacă nu așa se face prin obligație, trăim într-o societate civilizată.
trebuie motivate anumite zone, anumite structuri, să spunem, fie de resurse umane, fie de fel de fel de structuri arhitecturale de furnizare a unor servicii. Dar la noi nu se întâmplă asta pentru că managementul medical de la Ministerul Sănătății lipsește cu desăvârșire. La ora actuală, Ministerul Sănătății așteptam de la domnul ministru să termine odată organigrama aia cu care se tot lăuda și pentru care și noi am contribuit, am venit cu soluții, cu unele idei. Nici acum n-a terminat acea organigramă. Are directori numiți noi, care sunt foarte buni, veniți din sistem, nu sunt păpuși. Oamenii ăștia sunt blocați, dacă vreți, pentru că relaționarea în interiorul ministerului și nu numai este blocată, pentru că organigrama nu funcționează așa cum este acum. Deci iată cauze pentru care managementul sanitar în România, la nivel general, la nivel de autoritate centrală, este aproape zero. Domnule Barbu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și ați fost la noi în platou. Din păcate, nu mai avem timp la dispoziție. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Sunt Alina Eftimie. Nu uitați, rămâneți pe Realitatea Plus, dar și pe realitatea.net pentru a fi la curent cu tot ceea ce vă privește. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Vă doresc o zi liniștită. Pe curând! We'll be right back.